În mandatul trecut, Consiliul Județean Giurgiu a câștigat 3 mari proiecte europene pentru reabilitarea drumurilor județene 603, 411 și 504. Firmele care au câștigat licitațiile nu au fost însă dintre cele mai serioase, în sensul că fie au intrat în insolvență, fie nu au respectat clauzele contractuale. Fosta conducere a Consiliului Județean a prelungit de nenumărate ori termenele de finalizare, însă nici până la această dată lucrările nu sunt gata, iar județul riscă să returneze circa 5 milioane de euro bani europeni. Acestea sunt principalele motive pentru care actuala conducere a Consiliului Județean a introdus pe ordinea de zi a ședinței de vineri rezilierea contractelor cu firmele care nu au respectat termenele. Nu au fost respectate termenele intermediare, fapt care, în mod logic, au dus la nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor. În acest moment, toate cele trei contracte fiind pe proiecte europene, există riscul major de a nu finaliza lucrările, lucru care duce în consecință la returnarea întregii finanțări primite până la această dată. Au fost încheiate acte adiționale succesive. Doamna avocată de la Romstradă spune, vreți să continuați? Noi spunem da. Și spunem da pentru că ne-am propus asta și mai e o chestie. Pe banii cui? Să continuăm. Vă spun eu, pe banii noștri, aia 500 de miliarde, care atârnă greu în bugetul ăsta, și cu riscul că dacă nu le finalizăm la termene care ne-am prelungit, dacă vă faceți foarte bine aminte, riscul e să nu dăm doar 500 de miliarde. Și vorbim de 2016, buget 2016 în execuție, suntem la jumătate de ani, suntem în iulie, s-ar putea să sară cu mult 1000 de miliarde. Aici intervine problema. Succederea de acte adiționale la contract și nerespectarea termenelor au generat această problemă cu costuri suplimentare consistente din partea Consiliului Județean. Este foarte grav și trebuie găsită o soluție urgentă. Nu se poate merge mai departe așa, este evident. Din păcate s-a ajuns aici, pentru că atât eu cât și domnul Marciu ca vicepreședinți, cât ni s-a permis, am ajuns și noi pe drumurile astea județene, 411, 603, 504, le-am văzut, le-am verificat. Din păcate, vă spun, s-a ajuns aici datorită firmelor care au lucrat la aceste drumuri județene. Nu vă spun că termenul s-a tot prelungit de nu știu câte ori. S-a prelungit, domnul președinte Mustățea, s-a prelungit și vreau să vă spun că ne tratau cu indiferență. La ședință a fost prezent și avocatul uneia dintre societățile vizate de rezilierea contractului, care a încercat să-i determine pe consilier să nu aprobe rezilierea. Acest act adițional se negociază din noiembrie și se discută de el. Drept urmare, noi suntem încă în șantier. Nu știu ce vreți să se spună, sunt situații ulterioare închiderii contractului, ca și termen, care au fost aprobate la plată. Deci asta înseamnă că s-a lucrat. Este foarte adevărat, recunoaștem. Nu ne-am încadrat în termen, însă acest lucru ni l-am asumat împreună, din momentul în care noi am anunțat Consiliul Județean că am intrat în insolvență. Și cel puțin la nivel declarativ, la acel moment și ulterior, totdeauna v-ați arătat deschiși. De ce? Pentru că n-am să mă abțin să vă reamintesc că Romstradă este partenerul Consiliului Județean de ani de zile. Și am lucrat multe proiecte înainte și am avut contribuții foarte mari la buget. Probabil că acesta a fost motivul pentru care, în momentul în care s-a intrat în insolvență, nu s-a considerat că acesta este un impediment și s-a continuat proiectul. Pentru că documentațiile care vizează rezilierea contractelor sunt extrem de stufoase, consilierul liberal Georgeta Mihuț a propus un răgaz de o săptămână pentru o corectă informare, propunere respinsă de majoritate, care de altfel a și aprobat rezilierea contractelor de lucrări pentru cele trei drumuri județene.